Bine v-am regăsit, dragii mei, aici pe canalul Croitoria fără formule. Eu sunt gazda voastră, Lorelai Țârlea, și astăzi vom discuta în continuare despre greșelile de tipar, de croitorie. Mai exact, tiparul de fustă dreaptă. Din nou, mă refer la cel mai simplu tipar, la un tipar de bază generic, așa cum îl găsiți în manualele de croitorie. Am pregătit, ca și dățile trecute, două machete de tipar. Unul este greșit, unul este corect. Și vă propun să începem ca și dățile trecute cu cel greșit. Acesta este tiparul de fustă greșit. Ce observăm? În primul rând, sunt două bucăți de tipar absolut egale, absolut simetrice. Ele țin seama de măsurile corecte ale trupului, și anume jumătate din circumferința taliei și jumătate din linia șoldului. Însă, dacă vă uitați la acest tipar, este complet bidimensional, în timp ce trupul nostru nu este. Nu este nici simetric față cu spate și nici perfect drept. Pentru ca acest tipar să se așeze totuși pe trup, ar fi trebuit să pot să acomodez cumva linia curbă a abdomenului și a feselor. Asta nu se poate întâmpla aici, pentru că nu mi-am lăsat loc să fac niște pense în talie, aici, în zona de talie. O altă greșeală este îmbinarea incorrectă a cusăturilor. Observați că aici, în momentul în care cos linia de șold, se formează un fel de V care nu are ce să caute acolo și care se traduce în produs printr-o lipsă de material în zona cusăturii. De asemenea, fusta aceasta, deși arată foarte ok așa când o vedem bidimensional, mai are o lipsă, și anume este foarte strâmtă în partea de jos. Trebuie să reținem faptul că în momentul în care îmbrăcăm o fustă, vom dori să mergem, să o purtăm și mergând. De asemenea, această fustă, pentru confortul personal, trebuie să permită și mersul la toaletă. Asta nu se va întâmpla dacă o facem din start foarte strâmtă în partea de jos. Bun, acum să luăm tiparul corect. Tiparul corect, uitați cum arată comparativ cu cel greșit. Ele nu par, dar respectă aceleași măsurători, și anume, aici am jumătate din linia șoldului, aici la final voi avea jumătate din linia taliei, și spun de ce la final, pentru că dacă le punem unul lângă altul, observați că tiparul corect are mult mai mult material în zona de talie decât cel greșit. De ce? Pentru că în momentul în care se închid aceste pense, tiparul se așează pe trup așa cum trebuie să stea, dă volum acolo unde trebuie. Pensele din zona de spate sunt mai mari decât pensele din zona de față, pentru că de obicei zona feselor este mai bombată decât zona burticii. Și de asemenea, în momentul în care se îmbină tiparul, observați că am în talie o linie foarte ușor rotunjită, care în momentul în care voi închide și pensele și voi așeza produsul pe trup, va da o linie perfect dreaptă în talie. Observ că nu am făcut în partea de jos fusta foarte strâmtă. Ea se poate strâmta la probă ulterior, dacă este cazul. Însă, din nou, am ținut seama și de confortul purtării acestei fuste, și anume faptul că trebuie să mă deplasez în ea. Ok, deci, încă o dată, fețele unei fuste corect croite nu sunt simetrice. Trebuie să lăsăm loc să facem pense, trebuie să ne lăsăm un surplus de material astfel încât să putem să facem pense în talie și în față și în spate. Pensele din față, de regulă, sunt mai mici decât pensele din spate și în momentul în care se îmbină la cusături fusta, nu apar unghiuri ascuțite sau minusuri sau plusuri de material. Încă o dată, să vă arăt comparativ cele două tipare. Acesta este tiparul greșit, acesta este tiparul corect. Da? Și sunt greșeli pe care orice începător le face în momentul în care construiește un tipar, și eu le-am făcut, și tocmai de asta vi le-am spus ca să nu greșiți și voi.
Bun, dragii mei, nu uitați, vă rog să dați un like, share și subscribe acestui videoclip și eu vă aștept aici cu drag și data viitoare. La revedere!